mod de a desena cu ajutorul corpului. Fac un soi de performance, un soi de body art, care este inspirat din zona dansului contemporan. Și muzica este făcută de un compozitor, Christophe Zurflou, Palais du Vent se cheamă. Performance-ul poate fi inspirat, sau mă rog, poate fi o interferență a artelor vizuale cu teatru, de exemplu. Poate fi cu ingineria, cu mecanica, cu toate zonele. Deci o zonă de interferență în zona asta a performance-ului. Care ți-am spus că înainte se numea arte experimentală. Ei, la mine de data asta m-am inspirat din dansul contemporan un pic, pentru că am vrut, de fapt, să pun în valoare spațiul ăsta al creației, dar și tot acest periplu, până la urmă, până ajungi în atelier, treci prin niște spații, casa scării, intrarea, anticamera. Ăsta este chiar cadrul pe care l-am pictat. Premiile astea se dau încă din perioada interbelică și Iașu încă nu a primit până acum un premiu pentru pictură. Iată că anul ăsta s-a întâmplat și pentru grafică și pentru artă în spațiu public. Ceea ce, cum să spun, e o mare bucurie și pentru noi personal, dar și pentru Uniune, pentru Brațla noastră. Poți să primești premiul pentru tineret, ulterior acest premiu, și mai urmează premiul pentru întreaga activitate, ăsta ar mai fi de primit. Două le-am luat, adică am luat bursa Uniunii Artișilor Plastici pe România în 97-98, am primit acest premiu, acum nu mă grăbesc să primesc pentru întreaga activitate. Până la urmă, în artă trebuie să aduci întotdeauna un element de noutate. Asta încerc să fac și prin interferența asta dintre media, dintre filmele pe care le fac și pictura mea, care de fapt e o pictură post-performance. Mai întâi fac un performance într-un anume spațiu, ulterior îmi iau cadre din filme și lucrez după ele, prezentându-le evident în expoziții împreună, atât imaginea video cât și imaginea pictată. În felul ăsta găsesc eu că aduc ceva nou în artă, în pictură.